Slăviți să fie Domnul! Amin! Slăviți să fie Domnul! Amin! Frați și sorori, dragi prieteni, pentru noi este o bucurie că Domnul ne-a ajutat că în această seară să fim aici, în acest loc. Este cel mai frumos loc unde oamenii pe acest pământ o să fie adunați în prezența Domnului. Știm că ce aici dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a ajutat să vă revedem. Noi suntem oarecum în acest turneu prin America și am vrut să venim și pe la noastră, chiar dacă undeva e mai departe, dar niciodată nu-i prea departe atunci când iubește cineva și când îți pasă de cineva. Și noi, cu ajutorul Domnului, am ajuns cu bine, slăvit să fie Domnul. Noi, duminică, am fost în Arizona, dimineața, luni dimineața, am plecat cu mașina spre Canada, am ajuns marți seara, ne-am odinit puțin și azi dimineață am venit înspre Montreal, am plecat înapoi înspre casă și acolo drumul nostru continuă. Pentru noi, pentru misiunea Speranța, se împlinesc 25 de ani de când am pornit pe acest drum al misiunii și putem să spunem cu tărie că și până aici Domnul ne-a ajutat. Și înainte de a fi misiunea Speranța, cred că cei care sunteți mai de mult știu că sunt aici câțiva frați. Când veneam la început, înainte de a fi grupul Speranța, misiunea Speranța, împreună cu Marius, pe la noastră, vă vizitam, erau mai mulți români care veneau atunci cu vasul pe aici și aproape, cred că tot al doilea sau al treilea weekend veneam aici și, în mod special, nu știu de ce am ales noi iarna, țin minte sau, mai bine, ține minte drumurile din iarnă, pentru că erau mult mai grele, veneam până la noastră, ne întorceam înapoi și a fost ani binecuvântați și de atunci până în prezent Dumnezeu a fost Cel care ne-a păzit pașii. Chiar dacă peste anii noștri care Dumnezeu ne-a mântuit, au trecut încercări, valuri, necazuri, Dumnezeu a fost Cel care ne-a ajutat, ne-a izbăvit. Îl binecuvântăm pe Domnul și în această seară vrem să slăvim, să lăudăm numele Domnului prin cântare. Vrem să cântăm câteva cântări mai vechi, cântări chiar foarte vechi, apoi cântări noi. Apoi, de asemenea, vrem să vă aducem mărturii din câmpul de misiune, din experiențe pe care Domnul ne-a dat în anii care au trecut și vrem ca toate acestea să fie o încurajare pentru noastră și toți să îl iubim și să slujim pe Domnul. Invit grupul să vină în față. Suntem o parte din Speranța, nu am reușit chiar toți și parcă pe zi ce trece tot mai greu, trebuie să facem eforturi mai mari. O parte din Speranța, din cei care cântăm, n-au putut să vină, au rămas în România, au copii. Eu am zis că Domnul se binecuvântează și pentru că așa mai tard, din crescuse de-a Domnul mai mult ca la mine, eu am 5, o fetiță, 4 băieți, să-i ajute Domnul să-i binecuvânteze, dar știu că dacă vrei să continui această lucrare, trebuie să faci sacrificii, eforturi. Mulțumim Domnului pentru că Domnul ne-a binecuvântat. În această seară, Andrei, obișnuiesc să zic familia Țivră, dar cu noi în seară, această seară este Andrei. Soția lui a rămas acasă în Kitchener, gazdă, se îngrijească de copiii noștri, eu veni și cu fetița lor și încă un băiețel, cred, care vine pe drum, Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur că în această seară sunt și cu soția, am avut pe cineva să lăsăm acasă, să îngrijească de casă și de copii. Vă salutăm în numele Domnului și avem cu noi familia Ciurda și Andrei cu sora Camelia. Domnul să-i binecuvinteze. Și acum aș vrea să ne deschidem inimile, vrem să cântăm câteva cântări vechi, unele mai vechi, dar cântarea aceasta este ca și o rugăciune care spune Domnului, Doamne, mi-așa de dor, Iisuse, după Tine, mi-așa de dor să simt prezența Ta, mi-așa de dor ca Tu în rugăciune să vii să ștergi, Iisuse, lacrima.
Iar Iisus Hristos a părăsit slava cerească, a îmbrăcat chideon, a venit, s-a născut într-o iesea, mai apoi pe cruce și a dat viața pentru mine și pentru tine. Suntem în locul acesta, în această dumneavoastră, pentru că El a ales să vină în lumea aceasta, El a ales să-și dea viața pentru noi și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți, prin sângele Lui avem iertare de păcate. Când Iisus Hristos a schimbat viața noastră, vrem toată viața noastră să-L urmăm pe El, să slujim pe El. Diavolul este cel care în fiecare zi încearcă să ne tragă de pe calea lui Dumnezeu, dar noi decidem să-L slujim Domnului. Îmi place mult această cântare care spune Iisuse, dintre toți, de la mereu, în orice zi, în orice clipă, că și Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Acolo spune atât de frumos, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Iisuse, dintre toți te-alegi mereu.
Cât cunoașteți cântarea aceasta, adicați în Iisus? Așa, aproape jumate. Pentru ceilalți este o cântare nouă. Și știu că, în mod special, și tine iubesc să înveți cântări noi. Provoc ca să înveți această cântare, este o cântare frumoasă. Dar pe lângă linia melodică care este foarte frumoasă, aș vrea să privim și la cuvintele cântărilor. Au fost cântări vechi, care au fost scrise de oameni care au trăit lângă Dumnezeu. Și multe din aceste cântări s-au născut prin experiența pe care eu am avut-o cu Domnul. Și cântarea aceasta este o cântare frumoasă, haideți să cântăm cei care cunoaște, să cântăm împreună cei care nu, și să învățăm pentru că este spus slava lui Dumnezeu. Să fii
pentru aceea zi să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos.
Suflet,
cu cruce în spate,
înconjurat de toate, purtând povara lumii cea grea. O lume cum de n-ai văzut în mine, o seară care din Iacov răsărea. Am viață deoarece i-a decis, indiferent prin ce și de doi trece, răzbate voi atât cât îmi este scris. Sunt dependent de har, de mântuire, am fost salvat prin bunătatea ta, merg pas cu pas, pe calea cea îngustă, doar câte vreme mă vei pruma. Sunt dependent de har, de mărturie,
dau gust și luminez doar când îmi este dat. Nu pot fi cetățuiem vânt de munte, dacă de sus m-am deconectat. Sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos, numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemenea Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult și totuși toate sunt zadar. Nu mă bazez pe probleme, forțe, aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece voi al cerului hotar. Atunci eu voi striga cât pot de tare, ajunge acasă un dependent de har. Și apoi, încurunat cu harfa în mână, plimbându-mă prin slăvi cu pasul rar, voi îndemna pe sfinți, pe fiecare, dați slavă Domnului, voi mântuiți prin har. Așa sunt eu, așa îți dorește ție, prieten drag și rob al lui Hristos. Fii dependent de har în orice lucru, atunci slujirea îți va fi cu folos. Doamne ajută de la asta. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. În minutele care urmează, avem să vă prezentăm câteva imagini video, dacă cumva lucrează și putem să vi le prezentăm. Dar înainte de aceasta, aș vrea să aduc câteva gânduri legat de lucrarea de slujire, legat de ceea ce Domnul ne-a ajutat să facem și, așa cum spuneam la început, pentru noi, misiunea Speranța se împlinesc 25 de ani de când ne-am decis pe, să mergem pe acest drum, pe drumul acesta. Au fost oameni care ne-au întrebat care a fost motivul, cum de am început, ce ne-a motivat să facem această lucrare, cum am reușit să ajungem până aici și această seară aș vrea să dea în amintirile și să vă aduc câteva gânduri, dar să mai bine zis mărturii din ceea ce Domnul ne-a ajutat să facem. Majoritatea sunteți de aici, din Canada, ne cunoașteți probabil mai bine sau mai puțin bine. Venim din România, am fost născuți dintr-o familie cu mai mulți copii. Este vorba în România, copiii mei cu atâi, eu bătut pe copiii noștri. Cam așa a fost la noi în familie, frați de trei feluri. Eu am fost cel mai mic în familie, Marius, care a trecut la Domnul, era mai mare cu nașii 5 luni decât mine. Apoi Sorin, care locuiește în Kitchener. Când aveam undeva 3 ani jumate, tatăl nostru a trecut la Domnul și mama s-a recăsătorit, cel care a rămas să ne fie tată, Pancio Vasile. Și dânsul ne-a murit soția, a trecut la Domnul, avea și el 3 copii și împreună am mai avut încă 4, trebuie și o fată. Dar de mici am fost învățați să iubim pe Domnul, să spunem oamenilor despre Dumnezeu. Tatăl nostru lucrase în cadrul CFR și a primit de la CFR un permis în care puteam să călătorim 12 călătorii gratis pe an în țară. Și părinții noștri se foloseau de acest drept și ne trimiteau cu ajutoare prin țară. Deși eram o familie mai mare, Dumnezeu ne-a binecuvântat și în felul care Domnul ne-a binecuvântat. Părinții noștri au tins o mână spre oamenii care treceau prin necazuri, prin suferință, prin nevoi și plecam cu ajutoare în Moldova, în sudul României, dar totdeauna ne spunea când mergem cu trenul să nu ne rușinăm de Dumnezeu, să nu ne rușinăm de Iisus Hristos, că dacă ne vom rușina de El, de Iisus Hristos, și El se va rușina de noi înaintea Tatălui. De mici copii am călătorit oarecum singur, eu cu Marius, mi-aduc aminte, prima călătorie care am avut-o a fost, era, cred că, pe grupa mare sau pe clasa întâia, de la Olmen, la Cluj, unde stătea bunica. Și ce drept, atunci am mers cu autocarul, eram eu cu Marius, nu o să uit niciodată, deși eram foarte, foarte mic, prima noastră călătorie, eram foarte emoționat, fricos oarecum, timid, Marius era mai curajos și i-a spus șoferului să ne lase din aeroport, că acolo stă bunica. Noi totdeauna știam că peste casa lui bunica trec avioanele. Noi credeam că chiar în spatele casei, sau de fapt în fața casei, acolo e aeroportul.
mai era care lungă până acolo și șoferul de la autocar a zis, nu mă lăsă chiar la aeroport, că nu sunt casa. A zis, da, lăsați-mi acolo stăpunica. Eu lăsat la prima, la intrare în Cluj, chiar la prima casă și aduc aminte că un om de peste drum, era la fabrică, în partea stângă, a zis, bă, copii, dar unde mergeți voi? La bunica. Deci ia stați un pic. Avem un geamantan, nu foarte mare, dar pentru noi era destul de mare. Și a zis, ia stați un pic. Și l-am așteptat, am văzut că vine, trece strada cu o botă în mână. Și a zis, eu te băgați pe botă asta pe aici, pe un iner. Că probabil că era, cum eram noi doi, încercam să ducem amândoi geamantan, nici nu puteam prinde amândoi de o mânea și probabil că ne chinuia și am văzut că ne chinuim cu geamantanul respectiv și a zis, băgați-mi bota pe aici pe mine, zice unul deoparte, unul de cealaltă și mergeți la bunica. Nu mai fi întrebat de ceva, nu mai țin minte, dar ce țin minte este că eu deja mă uitam, zic, să văd casa lui bunica. Prima stradă la dreapta nu era casa lui bunica, a doua stradă la dreapta nu era casa lui bunica. Am devis să, am început să devin așa, să mă sperie, știam că undeva lângă bunica sunt niște sere și abia după vreo oră am văzut sere și am zis, cred că pe aici stă bunica, am ajuns acolo. Dar apoi, de la, pe clasa a doua sau a treia, părinții noștri ne trimiteau prin țară cu ajutoare și Marius era mai curajos, eram transpirați de căldura de pe tren, de obicei se circula foarte mult de 23 august, de zilele astea când erau sărbători și transpirați că trebuia să știam că trebuie să le spunem la oameni despre Iisus Hristos și cumva începeam noi discuția despre Iisus, despre credință, despre pocăință, să uităm oamenii așa la noi, copii, mirați, că suntem copii, nu mi se părea că suntem chiar atât de mici, dar oamenii ne provocau. Am întâlnit securiști, am întâlnit în tren preoți, am întâlnit prieteni care niciodată în viața lor n-au vorbit despre acest subiect, despre Dumnezeu și când i-am provocat, ei trei încercau să convingă unul pe celălalt. Și așa am crescut. Dar apoi când am crescut mai mari, am plecat în misiune, fiind în zona noastră, am văzut tineri care îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos, tineri pasionați de Dumnezeu, am văzut seriozitatea lor. Apoi, mergând undeva pe la vârsta 12-13 ani, cu câțiva tineri din Cluj, ne-am unit împreună și am plecat prin țară. Și Dumnezeu ne-a vorbit în tinerețea noastră, în copilăria noastră, prin Duhul Prorociei, ne-a vorbit deseori despre o lucrare pe care Domnul vrea să facă cu noi. Și aduc aminte și în acel turneu, am făcut turneu prin, nu știu, 10 orașe, prin țară, pe care la Moldova, coborând despre Sud, despre Galați, despre Brăila, București. Aproape în fiecare loc, Dumnezeu ne vorbea despre un lucru, că Dumnezeu vrea să facă o lucrare mare cu noi și să ne pregătim. Ca și copii, ne gândeam că Dumnezeu vrea să vindece, știu pe un orb, pe cineva care e foarte bolnav, ne rugăm și Dumnezeu va face o minune. Că Dumnezeu vorbea în fiecare loc același lucru. Și acum s-a terminat turneul și credeam, ne tot iau seama, acum în următorul oraș Dumnezeu va face minunea, respectivă despre care Dumnezeu vorbea. Și s-a terminat turneul, a rămas ultimul program pe care a zis, aici sigur se întâmplă. Pentru că Dumnezeu ne vorbește în fiecare oraș, în aceeași direcție, prin diferiți oameni. Și când a fost ultimul program, ultimul turneu, undeva din spate, în partea stângă, mamă, frate, Domnul a vorbit prin el, așa vorbește Domnul și spunea, lucrarea pe care vreau să o fac cu voi, a să se înceapă de pe un alt pământ, pe un pământ străin. Am stat noi ca și copii atunci, ne-am gândit ce poate să însemne. Gândeam, pământul înseamnă așa, inima omului, ne gândeam spiritualizat. Apoi am trecut anii, câțiva ani de zile, în care din când în când Dumnezeu ne vorbea din nou, tot în aceeași direcție. Și a fost odată, într-o duminică dimineața, eram cu un grup mai mare în Cluj, era și soția mea acolo în grup, Genoveva, și erau mai mulți tineri din Cluj, eram la Deva, la biserică, la Hunedoara, la biserică, și i-am anunțat tineri din Cluj. Am cântat acolo câteva cântări și așteptam că s-a terminat programul cineva să ne cheme la masă. Nu era atunci pe vremurile alea ce anunțai, că vii oamenii, dacă te luau la masă era bine, se vorbea la biserică, dar avem un safir, cine poate să-i găzdească, dar, în fine, nu știu ce s-a întâmplat, că doar pe fete din grup le-au luat, cineva din fetele care erau cu noi se cunoscuse la o nuntă, iar noi băieții am rămas undeva afară, fără să ne cheme nimeni. Și s-au dus toți din biserică, dar o s-au dus mai mult să stăteau undeva acolo în dreapta mea și s-au uitat așa spre noi și zice, la urmă zice, mă, că nu v-a chemat nimeni. Zice, haideți la mine acasă, o să nu dai o prăjitură să mâncați, dar nu sta aici până după masă unde plecați. Și am zis, hai să mergem. Ne-am dus, eram vreo 7-8 tineri, un frate mai în vârstă, fratele Arășan,
Și sora a zis, uite, serviți o prăjiturică. Când m-am uitat, era o cutioară destul de uzată și când m-am uitat înăuntru, erau versete din Biblie. În fine, am servit fiecare câte un verset din Biblie, l-am citit, aia a fost prăjitura noastră, dar urma să ne rugăm. Și au mai venit câțiva oameni la rugăciune și din nou Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod mult mai clar. Tot din această oră în vârstă, Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt și a zis, iată, zice, vă trimit peste mărțări și oceane și cu voi am să încep o lucrare care se va răsfrânge pe întreg pământul. Am ridicat de pe genunchi, fratele Armășan, care era mai vârstă, era mai curajos și a zis, sora, dar cum a fost lucrarea asta? Și sora a zis, la tânărul ăsta și la asta, la mine și la Marius. Dar fratele Armășan zice, sora, dar ta știi că copiii ăștia au acte pentru Canada, că părinții lor sunt Canada, a zis, nu știu, dar așa mi-a dat Domnul că îi trimite peste mărță și oceane și de acolo începe cu o lucrare care se va răsfrânge pe întreg pământul. Am plecat acasă în lume, de unde locuiesem, în cea mai mare parte din viață și vizele, de fapt, ne așteptau în poștă și am venit înspre Canada, știind că Dumnezeu ne cheamă la o lucrare. Nu știam ce vrea Dumnezeu, dar am știut că ceea ce Domnul vrea de la noi să facem cu ceea ce Domnul ne-a dat. Cântam la chitar, la acordeon, am știut că Domnul ne cheamă să ce facem, să facem cu pasiune, cu dăruire, cu responsabilitate, cu seriozitate. Și dacă vom fi credincioși în lucrurile care Domnul ne-a încredințat Dumnezeu, ne va încredința și alte lucrări. A trecut câțiva ani de zile, la început veneam mult mai des, pentru că aici, la Montreal, nu aveam voie să intrăm în America și ne simțeam totdeauna că trebuie să mergem în misiune. Și aproape a doua duminică, dacă nu a treia duminică, veneam înspre noastră la Montreal, aici și ne bucuram cu frații, surorile care erau pe acolo și mulți care au trecut pe aici. A fost un an și o binecuvântare, iar apoi Dumnezeu ne-a deschis și am plecat și în alte biserici în America. După câțiva ani de zile, Domnul ne-a pus pe inimă să ne întoarcem în România. Am rămas în urma noastră amintirile frumoase, ceea ce am văzut cum Dumnezeu lucrează acolo și am vorbit la frații noi, picine, am zis fraților, am vorbit cu Marius și am zis fraților, Domnul ne pune pe inimă să trimitem un container cu ajutoare. Dacă biserica vrea să se implice. Am vorbit frații la comite și am zis, ne pare rău, nu putem să ne implicăm pentru că costul unui container este foarte mare și biserica nu are posibilitate. Atunci, prin 90, 91, 92, 93, erau mulți care veneau din România și posibilitățile erau mult mai reduse. Am mers din nou la comitet și am zis, uite, plătim noi un container. Și atunci biserica a zis, dacă voi plătiți container, atunci ne implicăm. Eu lucram ca și băgam benzină la așa, mai început să lucrez ca muncitor. Marius era un fel de ospătar bucătar, făcea mâncare și n-aveam bani, dar am zis, cum facem noi rost de bani? Și ce ne-am gândit atunci, am zis, hai să punem câteva cântări împreună. Marius a compus câteva cântări, eu mi-am luat o orgă, câteva aparaturi acolo, aproape un an de zile am muncit la el și am înregistrat 9 cântări. Am zis, totuși, hai să dăm un nume la caseta asta, am zis, să punem frații Gorcea, am zis, să punem frații Gorcea prea rată spre noi, hai să punem grupul Speranța. Nici n-am scris noi nici cine cântă, nici cum e, doar acolo am pus grupul Speranța, am pus câteva cântări și așa s-a născut oarecum grupul Speranța. Am mers prin câteva biserici, prin America și pe lumea noastră, am cântat acele cântări pe care Domnul mi le-a dat și am reușit oarecum să strângem bani pentru un container de ajutoare. Și apoi am luat concediu, am plecat în România în vară și pe lângă ajutoarele pe care le-am dus acolo, am zis peste zi mergem cu ajutoare, dar după masă să cântăm, să facem evanghelizare. Și așa am și făcut. Și mi-am aminte, cred că prima evanghelizare pe care am avut a fost în Iași. Ne-am dus acolo la Franța, am făcut ajutoare și am zis după masă, în centru, facem evanghelizare. Franții s-au speriat, erau așa oarecum mai fricoși, chiar după regimul lui Ceaușescu, oamenii obișnuiți să stea doar în biserică. Când ne-am spus noi că vrem să facem în centru, mi-aduc aminte că au zis frații, bă, zice, voi nu știți cum e la noi, că aici la noi e Paraschiva. Și am zis aminte mea atunci, am zis, ce primăriță așa de rea Paraschiva, nu-i lasă pe oameni să cânte, să slăbească pe Domnul. Era vorba de o femeie care a murit și porta oasă într-o parte întreagă, dar în fine, oamenii că erau sub așa, acea influență, deci nu nicio problemă, n-avem de dragă cu Paraschiva, noi să slujim pe Domnul, mergem acolo în centru și cântăm. Mi-aduc aminte că am început de la o doamnă să ne dea voie să luăm curent de la ea, eu vindeam înghețată, undeva la câțiva metri de ea ne-am pus și noi, ne-am pus aparatura și am început să-i cântăm. Ceea ce am văzut a fost ceva ce ne-a marcat toată viața. Am văzut cum o persoană a venit să apropie de noi, au venit 5, au venit 10, au venit 50, au venit 100 de oameni și când m-am uitat la fețele lor și ne-am uitat la fețele lor,
I-am văzut oameni foarte captivați, oameni cu lacrimi în ochi. Când s-a terminat programul, au rămas două lucruri în mintea noastră pentru tot timpul cât a fost în România și au venit oamenii, s-au apropiat de noi și au zis: oameni buni, noi nu am auzit niciodată așa ceva în viața noastră. A doilea lucru pe care oamenii l-au spus și ne-au întrebat, au zis: când vă întoarceți înapoi? Oamenii ne-au dat flori, mi-aduc aminte o femeie care ne-a dat o ciocolată, a zis să o mâncăm, că vin de la Popa și sfințită din la Popa și putem să o mâncăm. Am mâncat-o, mulțumit în numele Domnului pentru ea și am petrecut un timp în care câteva săptămâni de zile, aproximativ două săptămâni de zile, fiecare zi am fost în public, cu publicul și am slujit pe Domnul, am cântat. Și acum ne îndreptam spre Canada, eram în avion, eram lângă geam, patrulat avionului, cred că mai aveam câteva ore să aterizăm în Toronto. Și reflectam la ceea ce a fost în România, la ceea ce am văzut și vorbeam cu Marius și spuneam: Marius, ții minte că Dumnezeu nouă ne-a vorbit într-o direcție, copilăria noastră, și a zis da. Și am zis: Marius, zice, să știi că aceasta este lucrarea de care Dumnezeu ne-a vorbit nouă. Și atunci, pe avion, în acel moment, în avion, ne-am înțeles, de fapt, că aceasta este chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o și ne-am reîntors în Canada și am zis acolo pe avion, am zis, ne decidem să slujim Domnului, direcția aceasta, să plecăm în România, cel puțin pentru 6 luni de zile. Am zis, vom munci 6 luni de zile, mergem prin America, prin Canada, le spunem oamenilor despre ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă, aveam undeva de 18-19 ani, atunci, cred că 20 și ceva de ani, aveam 21 de ani când am început această lucrare și am zis, venim înapoi și facem acest lucru. Abia atunci am început să, dacă pot să spun așa, numesc eu aventura credinței. Ca și tineri, aveam multă rândă, ne rugam Domnul să-mi dea înțelepciune. Credeam că dacă slujesc Domnului, tot ce cer, Domnul îți va da. Dar Dumnezeu a încercat să vor să vadă credința noastră, cum îl slujim pe Domnul, slujim pe Domnul în orice circunstanță. Rog aminte că mergeam pe la biserică și spuneam multe frați, România e nevoie, e deschidere, să-i dau oameni la noi. Și majoritatea vorbeau așa prin spate, vorbele ajungeau la noi din nou și spuneau oamenii ca în felul următor. Zice, a, voie să meargă prin, știu eu, cine nu ar merge? Băi, scapă de muncă, probabil că nu le place munca. Alții spuneau, băi, preg-o dat de bani și de-aia se duc ei misiunea acum, pentru că oamenii le dau donații și cine știi câți bani adună ei. Alții ziceau, băi, zice, cred că vor să se căsătorească și vreți ăștia să uită, să umple, să-și caude, să-și aleagă bine. Până la urmă ne-am căsătorit, dar nu asta a fost intenția. Și oamenii vorbeau tot felul, dar când ne-am ajuns la aeroport, de fapt, m-am uitat și eu și mare s-am scos toți banii din buzunar, aveam doar 200 de dolari, aproximativ 200 de dolari. Și erau toți banii noștri, care i-am avut pentru 6 luni de zile cât urma să trecem în România. Dar înainte de asta, vreo 2 luni de zile, ca niciodată, eu lucram ca și pumping gas, pe benzină, apoi la rostitor, am lucrat după aia la o fabrică, la făcut de pantofi în Kitchener și de la 8 dolari am început să câștig undeva la vreo 20 ceva dolari, lucram ca pe bucată, piscor, cum spunem noi acolo și cine lucrase înainte nu putea să-și facă loc, și am început să câștig foarte mulți bani. Pentru ca prima dată, sau niciodată nu am rămas cu bani în buzunar. La fel și Marius, i s-a propus să câștige cel puțin 10.000 dolari pe lună, erau bani, pe lună, erau bani foarte mulți. Și atunci am stat cu Marius și am zis, Marius, uite, parcă frații și surorile nu înțeleg ceea ce vreți să facem, nu ne ajută nimeni, da? Uite, n-avem bani, vreți să mergem oriunde, cu ce să mergem, că n-avem bani. Am zis, hai să mai rămânem în Canada, mai muncim, uite, că pentru prima dată și tu și eu avem bani în buzunar. La care Marius mi-a spus și zicea, Gabi, ceea ce mi se întâmplă nouă acum nu vine de la Domnul, este diavolul care vrea să ne ofere aceste lucruri și să ne oprească ca să putem să pornim pe calea aceasta. Am înțeles care a fost planul și ne-am decis să mergem în România. Cumpărasem o mașină, un microbus din Detroit, la un frate. Urma să ducem înspre România, să o luăm din Amsterdam. Pe avion spre Germania, pentru că am zburat în Germania, vorbeam eu cu Marius pe avion. Am zis, ce frumos ar fi dacă la mașina asta care luăm noi din aeroport, din port, am avea și o remorcă. Dacă cumva Domnul ne-a ajutat să avem o remorcă. Am ajuns în Germania, le-am spus la frați că mergem în România, le-am spus că avem o mașină care vrem să o ridicăm de acolo, n-am pomenit nimic de remorcă, dar când s-a terminat programul, a venit o soră văduvă la mine și a zis, am auzit că plecați în România și că aveți o mașină, uite, Domnul mi-a pus pe inimă să vă cumpăr o remorcă.
la mașina respectivă. S-a terminat programul, v-am mulțumit la sora, seara când ne-am culcat, am discutat eu cu mașina, zic, bă, oare sora asta chiar ne cumpără? Că noi nu ne-am spus nimic, dar poate una tuturată dinainte, am zis. Duminică dimineață, asta a fost sâmbătă seara, duminică dimineață, din nou la altă biserică și sora întâmplătorul a fost acolo, a venit la noi după program și a zis, Domnul i-a spus, din nou să vă reafirm că eu să vă cumpăr o remorcă ca să puteți să slujiți Domnului și să aveți și o remorcă. Am mulțumit Domnului și chiar sora ne-a cumpărat după câteva luni de zile, am avut remorca. Apoi am luat mașina să plecăm în România. La vamă, când am ajuns în Austria, să intrăm în vamă în Ungaria, ungurii ne-au oprit, nu ne-au lăsat să mergem cu mașina, a zis că ceva acte false, deci nu era niciun act fals la mașină, dar nu ne-au lăsat și a zis că mașina spre România pleacă doar remorcată. Ne-au pus, ne-au sigilat roțile acolo, nici în stânga, nici în dreapta, am pus să luăm înapoi între Austria, să mergem numai știu prin Cioslovacia, unde ne-am gândit de atunci. Nu ne-am lăsat, am stat vreo 16 ore acolo în vamă. Cel care urma să tracteze mașina venea și deschidea pe mașină 1800 de bani și am zis, n-avem bani, n-avem bani. A venit la șers 1700, 1600, până la 700 de mărci. Era ultimii preț, era după atâtea ore stat acolo în vamă, am zis, până la urmă trebuie să plătim banii ăștia. N-aveam acești bani, aveam bani care frații surorile mi-au dat pentru ajutorare, pentru oamenii sărași. Am știut că banii aceștia trebuie să se meargă pentru familii sărace. Am mers în mașină eu și Marius și am zis, Doamne, nu știu cu ce am greșit, noi nu avem bani, am plecat în România pentru 6 luni de zile. De ce ne ieși banii pe care noi nu-i avem? Am făcut o rugăciune și am zis, Domnule, Doamne, îți promitem că noi vom pune banii aceștia. Te rog, lasă-ne să împrumutăm de la seara 700 de bărci. Cu prima ocazie, Doamne, îți promite că punem banii înapoi. Așa am făcut, ne-am rugat, i-a spus omului că îi plătim, să ne ducă mașina, ne-a dus mașina remorcată până la vamă cu România. Când am ajuns acolo, șoferul îmi spune, eu nu vă pot să las mașina aici jos, mergeți și vorbiți cu românii, dacă vă dă voie, dacă eu trebuie să duc înapoi în vamă, când am adus-o. Mintea mea am zis, lasă că și de românii ceva, eu tot cum să o las, așa am gândit atunci, dar am zis, totuși mă duc înspre vamă să vorbesc cu vamă. Mergând înspre vamă, erau câteva linii de mașini acolo, erau undeva în partea dreapta vămei și în stânga mea am auzit că cineva transona, insistent. N-am băgat de seamă, dar am văzut că continuă să transoneze, am tot scap. Cineva m-a strigat pe nume și a zis, frate, Gabi, ce mă bucur că te văd iar vină până aici la mașină. Și am venit și a zis, frate, vai, și că mă bucur că mă întâlnesc cu tine aici în vamă, că dacă nu trebuia să vă caut prin toată România, că atunci nu era internet prin 94, nu era internet, nu era telefoane mobile și fratele avea un plic pentru noi, care cineva îi l-a oferit să ne ducă și dacă ne întâlnește să ne ofere plicul respectiv. Am luat plicul respectiv, l-am mulțumit în numele Domnului, l-am băgat în buzunar, l-am vorbit cu vame și vame și eu spun nicio problemă. M-am reîntors înapoi să mă duc, să-i spun la șofer că poate să lase mașina și urma să-i plătim. Când m-am asigurat că nu mă vede fratele care mi-a dat banii, că am zis că nu-i frumos să deschid plicul să uite cineva, când eram întrebăm, am uitat, nu mă vede nimeni. Am deschis plicul și când era, că m-am uitat în plic, erau 700 de mărci. Atunci am văzut că Dumnezeu, de fapt, lecția pe care ne-a dat-o El este ca să ne credem în Dumnezeu și toate lucrurile pe care le întâmpinăm în viață, să punem întâi pe Dumnezeu înainte și să punem pe Dumnezeu la încercare. Au trecut 25 de ani, ani binecuvântați de Domnul Iisus Hristos și omenește n-a fi avut șansă de reușită. De ce? Pentru că cea mai mare parte din viață am crescut-o la țară. Tata spunea, tata Vancio spunea, popă, nu ne-a face, pentru noi munca era, sau și facultatea era să curățăm la porci, facem acolo curățenie pe la vecini și așa mai departe. Până la urmă am ajuns un soi de popă, câțiva ea dorea și am și eu pe aici prin față. Dar asta a fost școala pe care, sau ceea ce tata a putut să ne ofere. La țară, limbă, nu se cere foarte mult, cultură, vorbeam țărănească 100%, la limba română, verbele le conjuga foarte greu, în mod special cel la face, mai greu le conjugam, dar așa am fost. Apoi, în ceea ce privește muzica, la noi la biserică nu se cânta cu niciun instrument. Mi-aduc aminte un frate de Tămășan, care e Baia Mare acum, el era cel care conducea cântările și el spunea că Domnul a pus pe inimă să facă o orchestră de chitare. Noi niciodată nu cânta la noi în sat cu niciun instrument. Venea de la Baia Mare, era foarte frumos, dar frate, eu a pus Domnul pe inimă să facă o orchestră de chitare. Și
Eram mai mic atunci, nu aveam voie în orchestră, că nu aveam capacitatea să învăț așa la mai repede la instrument, cum învățau copiii mei, colegii mei sau frații mei. Și aduc aminte că tot duminică seara s-au umplut biserica, au zis cei care au posibilități să cumpere și care nu din fondul bisericii. Luăm după masă toți tinerii la Baia Mare, Maramureșul, la centralul, Maramureșul, ultimul etaj acolo în Baia Mare, erau instrumente, fiecare cu o chitară în spate, câteva cozi pe nelul, înapoi seara în lumen, îl sună pe fratele Tămășan, frate Tămășan, fiecare avea chitară. Bun, când vreți să faceți repetiții? Păi când să facem? Mâine. Ok, mâine vineți la biserică. Marți seara, biserică mică, n-aveam voie în orchestră, că eram prea mic, nu aveam cunoștință să învăț așa de repede la chitară și ei toți acolo, într-o parte, cu chitările, fratele Tămășan, și ce parte vă mână să țineți chitările? Care vreau dreptat și toți într-o parte, nu știu dacă vă și strângați, dar au zis, ok, toți în direcția asta, toată lumea ține chitările așa. Și acum trebuie să le acordați, dar nu strângeți foarte tare să puște, dacă puște, sper că aveți chitările corzi de schimb. În fine, fiecare și-o strâns de corzi, cum au crezut, 10 minute s-au acordat toate chitările, apoi au zis, ok, ce cântare trebuie să învățăm? Prima cântare a fost Poporașul meu, așa, prima cântare a fost Poporașul meu. O zic că eu când dau cu mâna jos, dați toți cu mâna jos, când dau cu mâna sus, dați cu mâna jos, nu fără acord, fără nimica. Dar și eu dau tonul și pe bineînțeles se cântă și cu vocea și zam, zum, zam, zum, cam așa suna. În fine, 5 minute, prima cântare s-a învățat, Poporașul meu, a doua era aceasta e ziua Domnului și nu mai țin, celelalte nu mai țin minte, dar știu că marți a fost repetiție, duminică, dumneavoastră, orchestra biserică a avut cântare, biserică și totul a fost frumos câteva luni de zile. După care, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar nu mai văzut nimeni o chitară la biserică. Oriunde mergeai acasă, găseai cel puțin o chitară, dacă nu două. Ei, cam așa am crescut noi. În ceea ce privește muzica, nu se cerea foarte mult. Trebuia să strigi tare, cam asta am făcut. Strigam mai mult decât cânteam, că așa era la țară. În urmă cu 2 ani de zile, azi vară, în vară, în urmă cu 2 ani de zile, am fost în țară și pe lângă evanghelizările care am avut, am vrut să mergem și la biserici la țară, fără să fim invitați. Ne-am dus acolo, numai ne-am prezentat, ne-am pus pe bancă lângă frate, lângă soros, să uitau oamenii așa la noi, se părea că ne cunosc de undeva, în fine. Și a fost frumos, am vrut să fim cu ei la părtășie și pentru că timpul de părtășie frumos, mi-am readus aminte de cântările care se cântau, erau câteva surori așa care cântau pe iubiu, foarte așa la sus, înțepat, așa era, așa se cânta. Apoi, n-am avut șansă de reușită pentru că venind aici în Canada, să încep de la muncă de jos, a fost foarte greu. Dar ce pot să spun este că l-am avut pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost Cel care ne-a binecuvântat și chiar dacă viața aceasta a trecut prin necazuri, prin încercări, chiar dacă pentru o vreme împreună am mers cu mare, și că fratele meu, Domnul, l-a primat acasă, înainte să plece la Domnul cu o zi. Am vorbit cu el la telefon și mi-a zis, Gabi, lucrarea care Domnul l-a primat în Australia s-a încheiat. Mă voi muta. Și atunci am fost foarte bucuros și am zis, vei în Canada? A zis, nu în Canada, dar unde? România? Zis, nici în România. A zis, în America? Nici în America. Dar unde? Atât cum să spun, spunea el, că Domnul, lucrarea care Domnul m-a primat în Australia s-a încheiat și aștept să văd voia Dumnezeu pentru mine. A trecut doar o singură zi și am înțeles că Domnul l-a primat acasă, dar am înțeles că Domnul ne cheamă să continuăm să slujim pe El și cu toți cei care am rămas. Am continuat, am lăudat pe Domnul și este un vreme de har pe care Domnul ni l-a dat și putem să îl slăvim pe Domnul. Nu totdeauna a fost așa, nu totdeauna va fi așa. Când eram copil mic, mergeam prin România, prin centre, pe acolo, prin țară și când vedeam câte un milițian, tremuram efectiv, tremuram, aveam impresia că mă cheamă la el și mă controlează prin buzunare și îmi găsește ceva ce nu-i a mea, deși nu luați nimic, dar așa era reacția a mea, nu știu dacă așa dumneavoastră. Și acum, tot în acele centre, nu numai că suntem acolo în centru, cu difuzoare, cu amplificare, putem să spunem Iisus Hristos este Domnul. Este un haș o binecuvântare. Nu știu cât încă ușile vor fi deschise, se pare că ușile încet se închid, dar când Domnul ne ajută, cât încă ușile sunt deschise, vrem să slujim pe Domnul, vrem să stăm la nivelul de Dumnezeu și știm că Dumnezeu este în control. De aceea, pentru noi, am putut să mergem înainte pentru că am știut chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o. Am știut că Domnul ne cheamă să slujim pe El. Nu suntem mari predicatori, nici mari cântăreți, dar ceea ce știm bine, știm că Iisus Hristos ne-a mântuit. Și am știut că aceasta Domnul vrea de la noi, să spunem oamenilor prin cântare, prin mesaj, să spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, să spunem oamenilor ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Și să spunem oamenilor, cei care trăiesc de parte de Dumnezeu, că există speranță, că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să-și dea viața pentru toți cei care cred în El, să nu mai piață, nu biară, ci să aibă viață veșnică. Am întâlnit oameni care l-au primit pe Iisus Hristos, pentru noi este o bucurie,
că Dumnezeu ne-a folosit fie în Parlamentul României, mulți din cei care vedeți probabil la televizor, din parlamentar, din cei de acolo, din chiar și câțiva prim-ministri, au fost la evanghelizările pe care le-am avut, mă rog, ca cuvântul care au zis să le fie de mântuire. Dar Dumnezeu a fost a dat dreptul de har României pentru care mulțumim și dorim în continuare să slujim pe Domnul, dorim să facem voia lui Dumnezeu, dorim să vă mulțumim că Biserica Franței de aici a fost parte în această lucrare. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu că Dumnezeu ne va mai da sănătate sau viață, un an, o zi, o săptămână. Pentru mine fiecare zi este un har pe care îl primesc de la Domnul și vreau să-L iubesc pe Domnul, să slujim pe Domnul și știm că tot ceea ce facem pentru El, Dumnezeu este Cel care ne va răsplăti. Slăvit să fie numele Lui. Câteva imagini din lucrarea din România, apoi ne apropiem de care Domnul să vă binecuvinteze.